Salutare și bine ai venit la un nou episod. Astăzi sunt un pic bucuros că am reușit să fac un prim câștig pe bursă, dar cum credeți că a început acest câștig? Cu o pierdere. Pentru că cumva am lăsat pe monitor din dreapta mea, am lăsat cumva să vadă acolo trei ce mai întâmplă. Sincer, n-aveam de gând să vând și să cumpăr nimic. Eram cu treburile mele, lucram liniștit. Zic, nu am treabă de vândut, n-am treabă de cumpărat, nu știu ce. La un moment dat am văzut că s-a făcut verde, zic, e de bine, nu știu ce. Până la un moment dat așa mă uit la mai atent la grafice și zic, bă, stai așa că fii atent. Fac eu o mare mișculație și vând acțiunile la SAP, aveam două acțiuni, zic, le vând pe alea, câștig acolo 4-5 lei, am și material pentru YouTube, totul e perfect. Așa a fost în mintea mea. Aici pe grafice, dacă ne uităm, părea că e bine, că era cu verde. Părea câștig vreo 7 lei în câștig. Zic, aia, iau 7 lei, câștig, tac, tac, ce vezi. Și am vândut acțiunile. Acum nu știu dacă n-am socotit eu corect matematic. Am vândut la prețul pieței și cumva a scăzut prețul și de acolo s-a întâmplat ceva. Încă nu știu dacă unde am fost greșeală, adică cred că am făcut o greșeală. Practic, dacă ne uităm aici pe grafic, vedem că am cumpărat acțiunile la 458 de lei și le-am vândut la 462. Adică le-am vândut în profit. Dar dacă ne uităm la suma totală, am dat 922,50 de bani pe ele și am luat înapoi 918, adică cu 4 lei mai puțin. Și asta a fost, atâta, două secunde a durat bucuria mea de a face profit pe bursă, pentru că m-am uitat pe coloana acesta cu suma și m-am dat seama că ceva am greșit, că matematica mea a dat cu virgulă. Acum iarăși nu sunt sigur dacă nu cumva la final de lună o să fac niște rectificări legate de comisioane și va fi totuși o tranzacție pe plus. Nu știu încă. Așa. Încă de asta vreau să fac tot felul de experimente, să înțeleg sistemul cum funcționează, ca să pot să nu fac greșeli, să fac greșeli mici acum și să nu fac greșeli mari mai încolo. Așa. Bun. Acum spre seară, spre închiderea pieței, am văzut că a crescut BRD-ul și ăsta mai frumos și zic, hai să vând și ăsta. L-am vândut cu teamă, zic, aoleo, dacă fac chiar o greșeală, zic, dacă și acum zic, ies pe pierdere, ceva nu calculez eu bine și nu știu ce, dar se vede clar că dacă adunăm astea două și ce două loturi de 50-50 cumpărate și suma lor facem e mai mică decât ce am vândut azi, deci chiar am făcut un profit. Deci e bine. 3577, evaluat acum profilul, 3577, 77 și e vreo 33 lei pe profit, dar nu știu cum evoluează la aici, că încă nu sunt sigur de deci de lucruri, adică încă studiez. De ce eram așa de panicat că am pierdut 4 lei? Nu că râde lumea de mine pe YouTube că eu te-a făcut asta prima tranzacție și pierdut bani. Sau n-am nicio problemă cu asta. Problema e alta. Dacă zicem că ai 100 de lei sau nu, hai să zicem 200 de lei. Ai 200 de lei portofoliu. Și că faci tot, că cade piața la 50%, că scade la, deci pune, scade piața la 50%, da? Uite, punem așa, scade piața cu 50%. Așa, tu rămâi cu 100 de lei. 100 de lei, nu 100%, 100 de lei. Stege 100% ăla. Da? Bun, dacă vrei să crească piața înapoi la 200 de lei, adică ai nevoie să ajungi la 200 de lei. Da? 200 de lei. Trebuie să ai o creștere de 100%. Și asta este cea mai mare problemă. Înțelegeți? Adică problema nu era că am pierdut 4 lei, și că știam că la următoarea tranzacție pe care o fac, trebuie să fiu nu cu 4 lei în câștig, ci cu 5 lei în câștig ca să acopăr pierderea. Adică cumva sunt niște bani pe care puteam să iau și din neatenție i-am pierdut. Nu sume mici, nu sume mari, adică e ok, dar pentru mine procentul era mai nasol. Știind chestia asta și există destul de grafice pe internet pe tema asta, adică dacă pierzi 50% ca să recuperezi 50% înapoi, îți trebuie 100%, adică să dublezi banii, ceea ce e mult mai greu. Și sau îți trebuie o perioadă mai mare de timp. Adică dacă pierzi 50% în 3 ani de zile, după aia zicem că trebuie, ca să faci 100% trebuie 6 ani de zile. Deci vă dați seama ce înseamnă asta în termen de randamente. Punând așa un randament de 10% pe an sau de 15% pe an. Așa. Ei bine, asta îmi dădea mie cu virgulă și m-am supărat, dar până la urmă se pare că a ieșit bine. Mai am decât TLV-ul, adică Banca Transilvania în portofoliu. Astea le cam țin așa, nu prea mă îndur să le vând. Dacă vedem aceea, vedem o valoare de 5,5%, adică dacă le-aș vinde și pe astea, aș câștiga vreo 19 lei minus comisioane, cred. Aici cred că e o chestie care nu-mi place la graficile astea, dar mi le ajustez eu matematic și cumva îi dau eu de cap și la treaba asta. Bun, a rămas doar cu Banca Transilvania în portofoliu.
Am văzut și pe pietre și pe câștig ca să trec până amândouă stările și să vedem ce ne mai rezervez ziua de mâine. O chestie foarte importantă, s-ar putea ca peste 2-3 luni de zile să mă zgripoi când acțiunile de la BRD vor fi cine știe unde sus și zic, uite, m-am câștigat 4 lei acolo când puteam, sau 10 lei, când puteam să câștig, nu știu, niște sume mult mai mari de bani. Ce se întâmplă, practic, acum am bani în cont, am bani lichizi, adică lichidități. 31.000, adică doar 4.000 mai am investiți, așa e, aoleu, puțin rău. Așa, deci am foarte mulți bani lichizi, dar acum o să iau de la zero, adică o să cumpăr iar o să aștept să crească prețul sau să scadă și e mai bine mai să team și mai câștiga mai mult mai încolo. Adică cumva nu știu dacă am făcut cea mai bună alegere, dar până la urmă asta e. Ne uităm un pic și la partea de în contul de ING. Încă n-am făcut plata aia de lunară, aia 10 lei pe zi, adică 3100 de lei. Da, 3, 31 de lei, 31, 3100, 310 lei, mama lor de lei vechi și lei noi. Asta, de 310 lei, am reușit să pun 5.000 deoparte în contul de economii. Ce vedeți aici, 43 de bani, sunt dobânzile din toate conturile adunate din banii care au stat în conturile astea luna trecută, aia care ați văzut. La final de luna, adică pe întâi, mi-au dat niște dobânzi și toți dobânzi, toți mărunțișul ăla de dobânzi. L-am adunat și pe la aici. V-am zis că momentan sunt focusat să scap de datorie. Urmează probabil zilele viitoare să iau și salariul și să plătesc și 3100, 300, 3100. Nu știam cu 3100 în seara asta. 310 lei, economia lunară de 10 lei pe zi. Vedem și era un update să mai adună și acolo. Urmează să vedem ce se strânge și cumva m-am zis că o să scap de datorie cel mai mult, asta e cel mai important. Cam atât pentru astăzi. Până la urmă sunt bucuros că am reușit să fac un mic profit, nu foarte mare. Aici 1% încă mă joc cu formulele astea matematice și nu dau cu virgulă în sensul că e un round up aici. Am încercat și cu round, vreau să fac niște chestii și nu mi-a ieșit mie, adică nu e 1%, poate să fie 0,80% de exemplu, să nu fie 1% și rotunjește el. Dar dacă nu dau cu round up, nu, sau round, nu mai rotunjește cum trebuie. Round. Acum trebuie să când eroare, nu știu. Tot 1% ce? Nu știu, deși știu formulele matematice, ar trebui să meargă perfect. În realitate nu merg. Nu știu de ce. Așa, adică trebuia să dea alte valori. Mai lucrez și cu calculatorul, să știți, și vă recomand și vouă să lucrați cu calculatorul de mână ca să vedeți, să faceți niște calcule sau să le verificați de 2-3 ori în Excel, să nu vă dea cu virgulă. Sau să dea cu virgulă aiurea, virgula. Așa. Bun, cam asta pentru astăzi, pentru că nu am ce să mai zic prea multe. Inițial, la începutul zilei, credeam că nu voi vinde și nu mai cumpăra nimica. Sunt încă destul de prins cu altele ca să-mi dau seama ce companii vreau să adaug în portofoliu, dar e un pas mic pe care l-am făcut astăzi și pe care îmi dă curaj așa ca să merg mai departe. Dacă îți place ce fac eu aici pe canal, nu uita să dai subscribe, să dai și un like dacă ți-a plăcut clipul de astăzi și ne reauzim în curând cu un nou clip. Vă mulțumesc! O scurtă erată. Editam clipul și am văzut că numai tâmpenii am zis pe clip când vorbesc de valori. În loc de 3.100 de lei în cont am zis 31.000, în loc de 400 de lei investiți în Banca Transilvania am zis 4.000. Deci, în momentul în care vorbesc și mă conectez asupra la ce vorbesc, fac un mix între lei vechi și lei noi și iese o varză acolo, adică niște cifre care n-au nicio treabă. Uitați-vă pe ecran, că de obicei pe ecran să văd cifrele reale și nu ce spune gura mea, care nu știu cum reușesc, în loc să spun 310 lei, spun 3000 și în loc de, nu știu, deci pur și simplu nu-mi dau seama cum reușesc, dar nu e prima bârbă de felul ăsta. Asta este, mi-o asum, dar cumva uitați-vă pe ecran că acolo sunt cifrele exacte, că eu nu le bălmășesc în ultimul hal, am văzut.